Bună dimineața, s-a trezit dulceața. Astăzi v-am să fac un daily vlog, dar deja mă prindeți pe drum. Ah, câte s-au întâmplat, o să vă povestesc că mă grăbesc la mama, am ajuns la mama, dar că am pus Uber-ul pe numerar și aveam doar card. Și m-am certat cu mama să coboare, să mă rog, m-am certat. Nu i-a picat bine. Acum m-am dus la magazin, am luat ceva de mâncare, vreau să fac o salată de fructe și ceva șaorma vegană. Și apoi mergem la Obor ca să-și găsească niște sandale și o geantă de nuntă. Poveste lungă. Continuăm daily vlog-ul de la magazin cu mami. Am uitat să filmez, dar am și mâncat o mișoarmă vegană și ceva, un porc cu fructe. Și acum suntem în DM pentru că ne facem cumpărăturile. Mama pleacă la nuntă. Am ajuns cu mami, am terminat toate cumpărăturile. O să facem acasă unboxing, să vedeți ce am cumpărat. Și suntem la restaurant. E foarte fierbinte și nu pot să mănânc. Și mami nu vrea să mă ajute să sufun ea. Mama, vreți să vedeți ce face mama? Taci. Stă pe telefon, asta face. Am mâncat supa, ciorba, a fost foarte bună. A venit și pastele, ales cu carne, astăzi fără. Ai că arată bine. Ce bine mâncăm când suntem cu mama, nu? Am ajuns acasă. Hai să facem unboxing ce am luat. Unboxing. Haul din ăla. Și-a luat mami o chestie pentru unghii. Trebuie să mă dau și eu, că astea sunt jale. Am luat o ojă. Ne-am luat strugurele la fel, că mă dau cu asta în continuu. M-a și întrebat cineva care e strugurelul. Asta era? O chestie nouă de la Evelyn. Wow! Uitați ce se află în geanta mea, un ardei pentru mama. A zis, bagă-l și tu în geantă, că mie mi-e rușine să-l bag. L-am luat. O bandă dublă adezivă. Nu știu la ce am nevoie exact, dar știu că am nevoie la foarte multe lucruri. Magneziu, bețișoare de urechi, săpun, șampon. Mi-am schimbat șamponul. Mă întrebați ce struguri îl folosesc. Luciu de buze, gloss, cum vreți să-l numiți. This is the one. It's the best. Forever and ever. De fapt e un gloss cu ulei, lip oil, catrice. Am pus pantofii lui mama, da, cu șosete, da, pentru că vă rog frumos și, bă, sunt atât de comozi. Uitați-o pe mami care face outfit-ul acum pentru nuntă, să vadă dacă merge așa. Uitați ce prințesă. Fără tine. Bună dimineața, s-a trezit dulceața. Astăzi continuăm daily vlog-ul de la unghii, pentru că a trecut o zi și n-am filmat și am uitat să mai filmez cu mama complet și s-au întâmplat și niște mici certuri. Nu cu mama. Fac unghii nebune. Nebune. Bună dimineața, s-a trezit dulceața. Asta este a treia zi din daily vlog. M-am trezit și m-am pus direct să fac de mâncare pentru că mi-e foarte foame. Sunt plină de ulei de ricin pe gene și pe sprâncene. Astăzi mă duc la... Am pus pâine la prăjit și s-a făcut. Doamne, ce m-am speriat. Ok. Astăzi merg la laminare. De asta sunt pline de ulei. Pentru că vreau să îmi cresc foarte mult genele și sprâncenele. Știți că uleiul de ricin ajută foarte, dar foarte mult. Ah, frige. Uitați unghiile superbe. Doamne, deci sunt absolut superbe. Le ador. În viața mea nu cred că am avut unghii mai șmechere. Doamne, ce culoare superbă. Mă pregătesc să-mi fac niște legume congelate, să fiu sinceră cu voi, și un șnițel vegan. Astăzi este sâmbătă și mâine e duminică și duminică plec în Brașov, pentru că îi serbăm ziua lui mama. Mama, acum mă uit în oglindă ce față am. Măcar și închei un daily vlog real. Să mergem la nașii mei în curte, pentru că acolo o să se țină petrecerea, că au o curte foarte frumoasă și mare și spațioasă și noi cum suntem pe, nu știu, până în 25 de persoane, cred. Suntem o familie foarte mare și oricum nu vin toți, că mai avem și în Italia împrăștiați, deci eu, da. Faza cea mai interesantă e că eu și fratele meu și verișorul meu o să dormim în cort, în curte, da. Sună foarte interesant. Și să dormim în cort. De-abia aștept. Deci mi se pare atât de șmecher să mergem să dormim în cort, în curte. Să dormim în viața mea în curte, într-un cort. Sună foarte fun. Și să nu mai zic că fix cum plecăm. Bine, plecăm pe 18, duminică, dar pe 19 este luna plină. Luna plină albastră, ceea ce înseamnă că e luna plină extrem de puternică. Anul trecut, de luna plină albastră, am văzut skin-ul al cărul ăla. Acel câine care alerga în două picioare după noi, dacă v-ați uitat la întâmplările mele paranormale. Așa că urați-mi succes pentru că o să fiu tot la munte. Dormim cu cortul. Fuck! Micul dejun se cam prezintă așa și aici un sandwich obosit. Aici a fost șnițelul ăsta, l-am tăiat și s-a scurs uleiul.
aici e un sandwich cu zacuscă mai pe românească, facem o schemă din aia românească și mâncăm și sandwich cu zacuscă. Și mă pregătesc să mă uit la Insula Iubirii, pentru că eu nu am televizor, Doamne ajută, nu suport televizorul. Dar se pare că această emisiune tâmpită m-a prins. Dar îi mulțumim domnului Google pentru că avem antena Play și putem vedea și revedea toate episoadele de câte ori vrem. Vă pup și poftă bună! Stau la etajul 11 și am geamul închis. Și s-a auzit... Ok. Deci m-am apucat să filmez un reels pentru chestia asta, să vedem masca asta de păr. Dacă o să-mi facă părul mai roșcat sau nu, este o mască de păr cu vopsea semi-permanentă. Bine, vopsea... Da, pigmente semi-permanente, pentru păr vopsit. Și între timp mi-am schimbat și șamponul. Cine știe, ăsta a fost șamponul meu vechi pentru părul meu colorat de la L'Oréal Paris. Și acum am trecut pe Schwarzkopf pentru că mi se pare mult mai bun. Acum vedem ce-o fi, m-a spălat doar o singură dată cu el. Deci, roți-mi succes la chestia asta, sunt chiar curioasă să văd dacă o să-mi coloreze părul. O să-mi pigmenteze. Mă bag la duș, vedem ce se întâmplă. Băi, fraților, uitați-vă la părul meu. Am terminat să mă spăl cu masca, am făcut reel-ul, acum trebuie să-l editez. Uitați-vă la părul meu, cât de roșu e acum. Oh my god, ce pigment i-a dat, ce să nu mai zic că am părul umed. Deci e mult mai închis la culoare. Deci e umed și uitați cum se vede pigmentul. De-abia aștept să se usuce, să-l văd. Oh my god, deci... Băi, deci n-ai cum. Ador masca asta. Ador masca asta. Am uitat să mai filmez daily vlog-ul. Am fost și la laminare gene și sprâncene. Uitați ce genuțe am. Focusează. Am întâlnit un om foarte șmecher pe Bolt. Sper că vezi videoclipul ăsta. Dacă nu, aia e. Am ajuns și eu acasă, am uitat să mai filmez, deci v-am spus cum fac eu daily vlog, nu face nimeni, că uit să filmez, efectiv. Am fost la laminare gene și sprâncene, am făcut curat în casă, deci vă uitați puțin la sprâncenele mele, vă uitați puțin la genele mele, îs naturale, îs ale mele, I mean, deci cam gene false, oh my god, deci te ador, Andra, deci dacă vreți laminare gene și sprâncene, duceți-vă la Andra, vă uitați în shorturile mele, că am mai pus Instagram-ul ei, v-am pus toate detaliile de ce mai șmecheră fată. Voi mă știți pe mine cum sunt anxioasă, că nu vorbesc cu nimeni, că nu știu ce, băi, să vedeți ce am pățit. Anxietatea mea mare s-a făcut prietenă cu mine. Când mă întorceam spre casă, am nimerit cu unul la Uber, de vârsta mea, I guess, cred, nu știu cât ar avea, mă rog. Băi, și am început să vorbim. Băi, și eu nu vorbesc în mașină, știi? Mai am și rău de mașină. Băi, nu mi-a fost nici rău de mașină. N-am amețit nu nimic. Am comunicat cu omul, dar știu că chestia asta e normală pentru voi. Să comunicați cu omul din fața voastră, dar pentru mine, mai ales în mașină, nu vreți să știți cât de mult afectează comunicarea cu rău de mașină. Până n-am avut nimic. A fost foarte șmecher tipul, mi-a dat și follow pe Instagram și subscribe pe YouTube. Yay! Avem un abonat în plus, haideți să-i mulțumim. Trebuie să-i cer Revolutul, nu? Să pun aici Revolutul. Da, mâine plec în Brașov, așa că mai am câteva ore bune. Mă pun repede să-mi fac o supă, o porție de supă, că nu vreau să fac o oală mare, că apoi se strică. Și apoi mă fac sport și vedem ce se întâmplă în continuare. Sunt foarte dată așa cu timpul, simt că n-am timp să fac nimic. Cred că aici se închide daily vlog-ul pentru că mai trebuie să-mi fac bagajul și cam atât. Deci vă pup și vă iubesc!